Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video despre un site unde se dau la înregistrare. Este acum o promoție, 100 de monede, care, dacă ne uităm la prețul care ele s-au vândut, deci ies undeva un dolar întreg și 9, un dolar întreg și 8, o monedă. Deci 100 de monede iese undeva 190 de dolari. Deci dacă doriți să primiți aceste monede, va trebui să faceți pașii care eu voi explica în acest video. Deci, în primul rând, trebuie să înțelegeți că ca să nu fie abuz, se face verificare. Deci, 100 de monede doar deci, doar la o persoană. Nu se poate face mai multe conturi, căci nu puteți face mai multe ori verificare. Cel buletin care îl trimiteți, deci el dacă odată l-ați folosit, a doua oară nu o să mai puteți să-l folosiți. Să mai primiți de pildă cu alt cont, alte monede. Deci pentru asta se face verificarea. Sunt persoane care fac foarte multe conturi false. Deci majoritatea companiilor care dau monede au început să facă verificare. Deci site-ul se numește ABBC Foundation. Primul site, iar unde facem înregistrare pentru a primi monede, el este altfel. Deci sub video este linkul meu în descriere. Dacă apăsăm pe el, se deschide site-ul unde facem înregistrare. Deci, când se deschide site-ul, deci apare fereastră cu 6 limbi. Deci alegem limba în care dorim. Deci eu cunosc rusa și deoarece fac video în român, o voi lăsa engleză ca să fie mai ușor. Deci uitați-vă. Primul spațiu scrim numele, prenumele. Scrim nume real, că deci facem verificarea. În al doilea e-mail pe care o să vină un mesaj de activare. Pun parola, repetăm parola. În al cincilea alegem codul țării, telefonic. De pildă România, dacă este. Deci, e scris plus 40. Mulți din voi fac greșeala din neatenție ori neștiind că dacă s-a indicat codul, mai jos numărul scrim fără 0. Deci, codul internațional în continuare merge. Codul țării. Deci, cum v-ar suna cineva din afara țării? Deci, scris odată cu 7, nu cu 0, cum mulți fac. Când puneți un 0, el dacă o să facă verificare oriceva, o să creadă că nu-i număr real. Și continuați. Mai departe. Tot aici se adaugă poza la buletin. O adăugați. Iar mai jos adăugăm altă poză unde sunteți cu buletinul în mână. Deci trebuie de făcut o poză care să fie clară. În același timp, poza trebuie să fie cu buletinul într-o parte, puțin nu să stupe fața. De ce? Căci aceste monede, ei au un algoritm foarte interesant de apărare. Deci se va face scanarea la față. Deci aceasta este plusul la această monedă. Deci ei fac un portofel cu scanarea feței. Deci primii care în lume fac așa ceva sunt ei, Alibaba Coin. Alt plus care este că în portofelul lor se poate de păstrat 10 criptomonete cele mai răspândite. Deci direct nu trebuie de făcut schimb,
una în alta, deci plus și singur moneta Alibaba. Deci ca Bitcoin, Ether, deci este un portofel foarte interesant. Promoția este până se vor înregistra 500 de mii de oameni. Deci după ce ați făcut aceste lucruri, apăsați pe Submit. Și vă apare așa ceva. Deci se deschide pagina, unde apare un buton roșu pe care trebuie de apăsat. Deci apăsăm pe el și facem cerere de verificare la e-mail. Când am apăsat pe acest buton, apare la noi un mesaj pe care apăsăm pe el și când apăsăm deja pe butonul activat, la noi apare așa ceva. Deci, unii ne spune că înregistrarea s-a făcut complet, deci s-a verificat e-mail-ul, iar verificarea persoanei în interior se vede unde scrie că trebuie așteptat de la administrator. Dacă apăsăm pe acest buton, ne aruncă în afara site-ului. Pe acesta tot în afara site-ului, deci apăsăm pe butonul My Account și intrăm în interior. După ce de pildă am ieșit de pe site, intrarea se face prin login. Unde indicăm e-mail-ul care l-am pus la înregistrare și parola. Deci, în interior se vede, la mine deja e cu verde, eu am făcut activarea e-mail-ului. La telefon, la mine cu verde, nu știu dacă introduci telefonul greșit, posibil să fie tot cu roșu. Și aici e rezultatul la verificare. Deci, statutul pending, deci eu am trimis datele și sunt în așteptare. Aici ea se poate de schimbat, dacă dorim, careva date numele, telefonul dacă l-ați greșit, parola dacă doriți schimbat. Și linkul de referral este aici, este și în interior, mai jos. Deci uitați, linkul de referal aici este. Deci, vedeți, am 100 de monete. După ce va fi cineva înregistrat, va apărea aici cantitate de persoane pentru referal ni se dă 20 de monete. Posibil că o să apară monetele, deci nu numărul de persoane, dar monete. Реферали, как и чё сфи, нельзя. Держа спот дискаркат аппликация. Android, яр iPhone, App Store, вафи майтерзю. Deci ICO s-a terminat la ei de mult, dar din cauza că fac acum promoția aceasta, se poate primi 100 de monede. Când vom putea să le folosim, vor fi cât că informații după ce se va termina promoția. Deci informații de promoție este mai jos. Deci uitați-vă, așa scrie că până se vor aduna 500 de mii de oameni, se va da aceste 100 de monete. După cât că se va termina.
50 de milioane de monede, sigur, da, gratis. Pentru a primi aceste monede, trebuie făcut să cește 6 pași. De făcut înregistrare, de neplinit date, de făcut verificare, de descărcat aplicația la portofel, în curând va fi, de instalat aplicația, deci ea deja se poate de instalat pe asta. Cum se face posibil, cred că știți toți. Găsiți în Google Play. Dacă intrați de pe telefon sau adăugați telefonul la calculator și se poate de aici de încărcat. Eu am acum nu am unit smartphone, de tip încă nu merge, voi face mai târziu. După această aplicație, abia s-a început, vedeți, numai ce s-a început, 212 persoane. Vedeți, care a fost problema? Deci era inițial prima versiune în iulie. Ea nu lucra prea bine, vedeți că probleme și abia acum în sfârșitul august au făcut reinstalare, deci au făcut o aplicație nouă care cu pornirea aplicației noi s-a pornit și promoție. Deci cam atât ce am vrut să spun, numai bine.